Salutare YouTube! Galaxy M52 s-ar putea să fie cel mai bun telefon accesibil lansat de Samsung, însă în acest buget concurența este cu adevărat mare. Eu l-am folosit ca telefon principal și dacă este cea mai bună alegere, vei afla în acest review. Voi începe cu unboxing-ul. În cutie găsim telefonul, un încărcător de 15W și cablul USB-C la USB-A. Mi se pare ironic faptul că modelele Samsung accesibile vin cu încărcător în cutie și cele de top din seria S și Fold nu. S-a făcut puțină economie și cu M52 pentru că încărcătorul din cutie este de 15W, deși telefonul suportă încărcare la 25W. În acest review veți auzi des comparații cu Samsung Galaxy A52s, pentru că M52 este foarte asemănător, plus că este mai accesibil cu 200-300 de lei. De când am luat în mână telefonul, am rămas surprins de faptul că e foarte ușor și subțire. Are 7,3 mm grosime și cântărește 173 de grame, ceea ce este excelent pentru un telefon atât de mare. Ca dimensiune este mai mare decât Galaxy A52s, dar cumva reușește să fie mai subțire și mai ușor, chiar dacă are ecranul și bateria mai mari. Telefonului îi lipsește rezistența la apă și construcția este din plastic cu ramă din plastic. Pe spate am ales culoarea neagră, care are un model destul de interesant. Pentru că negrul e lucios, va atrage multe amprente și va fi greu să-l ții curat. Îmi place însă cum e integrat aranjamentul camerei de pe spate. Nu e nici prea mare și nici prea ieșit în relief. Un lucru surprinzător este că pe față telefonul are marginile mai subțiri decât frații mai scumpi A52s sau A72 și camera frontală este tot tibulină. Per total îmi place cum arată și se simte în mână Galaxy M52. În special pentru că are marginile din față subțiri și este foarte ușor pentru un telefon cu ecran de 6,7 inch. Când m-am uitat la specificațiile lui M52, eram aproape sigur că Samsung va economisi ceva la ecran. Din fericire, n-au făcut-o. Ecranul este un Super AMOLED de 6,7 inch, Full HD, cu rată de refresh de 120 Hz. În primul rând, unghiurile de vizionare sunt foarte bune și culorile nu sunt distorsionate. De asemenea, culorile sunt bine reproduse și fiind un Super AMOLED, negrul este cu adevărat negru. Avem mod întunecat și poți calibra ecranul cum vrei. Pe modul View, culorile sunt puțin exagerate pentru a fi mai plăcute vizual și modul natural păstrează nuanțele mai apropiate de realitate. Există și Always On Display și aici ai multe modele dintre care să alegi. Cei 120 Hz își fac simțită prezența și dau senzația că telefonul se mișcă mai rapid decât o face în realitate. Setat la 120 Hz, telefonul pare că se mișcă mai fluid. Luminozitatea a spune că este puțin sub a lui Galaxy A52s, adică vei vedea în soare pe el, dar dacă e soare puternic de vară, vei vedea mai greu. Unde Galaxy M52 este identic cu modelele serie A este la sistemul de operare. Telefonul a venit cu One UI 3.1 bazat pe Android 11. După cum s-a văzut și la display, Samsung oferă foarte multe opțiuni de personalizare. Una din funcțiile mele preferate este ecranul lateral, unde pot seta ce aplicații să accesez mai repede. Aș vrea să menționez că nu am observat erori sau probleme cu telefonul și totul a mers foarte bine. Samsung s-a axat mult pe optimizarea sistemului de operare și acest lucru se vede. Mai mult, s-au concentrat și pe update-uri pentru că, din ce am citit, M52 ar trebui să primească 3 actualizări majore de Android și 4 ani de update-uri de securitate. Asta este extrem de bine, din câte știu este singurul model care la sub 1500 de lei oferă asta. Având în vedere și procesorul capabil, cred că principalul avantaj al lui Galaxy M52 este utilizarea pe termen lung. Procesorul este Snapdragon 778G 5G, care se găsește și pe Galaxy A52s. Din experiența mea, modelele de buget de la Samsung obișnuiau să facă economii la performanță. Acum să văd că un model Samsung este printre cele mai performante din acest buget, nu poate decât să mă bucure. Eu am pus puțin procesorul la treabă, în benchmark-ul și apoi în gaming. În Geekbench 5 am obținut 768 de puncte la single core și 2822 la multicore, rezultate identice cu ale lui A52s. La partea grafică M52 a scos 2207 puncte. Apoi m-am jucat Call of Duty la setările maxime permise, Very High cu frame rate-ul pe max, unde am observat că telefonul s-a încălzit puțin. Nu am observat încetiniri, lag sau scăderea performanței. Am refăcut apoi testul să văd dacă a scăzut din performanță. Scorul la partea grafică a scăzut de la 2207 puncte la 1843. Telefonul fiind subțire, are mai puțin loc pentru a disipa căldura, deci se încălzește și procesorul scade din performanță. N-am spune că e o scădere considerabilă, dar ea există, însă chiar și așa, M52 rămâne unul dintre cele mai performante telefoane la sub 1500 de lei.
În utilizare de zi cu zi totul a mers bine, aplicația se deschid repede și n-am observat încetiniri. Dacă ar fi să recapitulez până acum, Galaxy M52 costă mai puțin decât A52s, dar are ecranul mai mare, tot costă 20Hz, același procesor și sistemul de operare merge la fel de bine. Pentru că dacă M52 era identic cu A52s, pe cel din urmă nu l-ar mai fi cumpărat nimeni, există unele diferențe mici la cameră, dar mai întâi să vorbim de asemănări. Ambele modele au aceeași cameră principală de 64 megapixeli și cameră cu unghi ultralar de 12 megapixeli, iar camerele frontale sunt tot la fel de 32 de megapixeli. A52s are stabilizare mai bună la video, deși nici aceasta nu a zice că e ideală. În videoclipuri M52s are culori naturale, multe detalii, însă stabilizarea este enormă. Partea bună este că pozele principale ies bine. La fel ca la video, culorile sunt naturale și avem detalii în abundență. Dacă preferi culorile exagerate, cum erau pe modelele Samsung ceva mai vechi, poți activa optimizatorul de scenă. Camera cu unghi ultralarg chiar încape mult mai multe în poză și, spre surprinderea mea, la colțul nu distorsionează foarte tare. Telefonul nu are zoom optic și te vei baza pe zoomul digital. Aici spune că de la 5X în sus pozele pierd prea multe detalii pentru a putea fi folosite. O diferență față de A52s este că M52 nu are senzor de adâncime care să ajute la portrete. Acest lucru se observă pentru că, deși portretele ies bine per total, decuparea subiectului nu este ideală. Mai avem o cameră macro care poate obține rezultate interesante. Mi-a rămas plăcut surprins de modul de noapte care chiar îmbunătățește imaginea atunci când e puțin lumină. Camera mi se pare cu adevărat bună și consider că Samsung a nimerit lucrurile cu adevărat importante într-un telefon accesibil. Am vorbit despre ecranul calitativ, sistemul de operare fără erori și camera bună, iar ultimul aspect important pentru mine este bateria. Din fericire, și aici M52 s-a descurcat bine. Are cu 500 de mAh mai mult decât Galaxy A52s, deci în total 5000 de mAh și în general am obținut 6 ore și jumătate de ecran pornit. Trebuie să recunosc că stilul meu de utilizare nu a fost cel mai ușor, mai mult am testat telefonul în gaming sau am făcut poze și videoclipuri. Pentru că bateria este mare și încărcătorul din cutie are doar 15W, o încărcare completă de la 0% la 100% durează aproximativ 2 ore. De asemenea, telefonul fiind unul accesibil, nu are încărcare wireless. Sincer, mă așteptam să nu aibă încărcare wireless, dar ce m-a surprins a fost lipsa MUFE jack și a difuzoarelor stereo. Cred că aceste alegeri au fost făcute pentru a diferenția mai bine M52 de Galaxy A52s. Însă, M52 are și el un avantaj pentru că senzorul de amprentă folosit este unul clasic care merge mult mai bine decât senzorii din ecran de pe telefoanele din seria A. Recunoașterea facială este prezentă și ea și rămâne foarte rapidă. Pe Samsung Galaxy M52 am dat 1480 de lei și este varianta cu 128 GB stocare și 6 GB RAM. Telefonul l-am cumpărat din banii mei, lucru pe care îl fac cu majoritatea modelelor pentru ca voi să găsiți aici doar părerea mea sinceră. Dacă vă place ideea, mă puteți susține prin abonarea la acest canal și activarea clopoțelor de notificări. De asemenea, un like și comentariu mă ajută mult la algoritmul YouTube. Revenind la M52, dacă bugetul este strict de 1500 de lei, mi se pare cea mai bună alegere. Singurul model care s-ar putea să-i pună probleme este Xiaomi Redmi Note 11 Pro, care nu s-a lansat încă și pe care îl veți găsi pe canal atunci când va fi disponibil. La puțin peste 1500 de lei există Samsung Galaxy A52s, care la momentul filmării este 1680 de lei, dar primești căștile Buds 2. Având în vedere prețul căștilor de 650 de lei, m-aș orienta spre această variantă. Dar, dacă priviți videoclipul ceva mai târziu, când oferta nu mai este valabilă, alegerea e mai grea. Comparativ cu A52s, Samsung Galaxy M52 costă mai puțin, este mai ușor, marginile din față sunt mai subțiri, ecranul este mai mare, bateria ține mai mult și în sensul de amprentă este mai fiabil. Samsung Galaxy A52s are ca avantaje spatele mat care nu atrage amprente, ecranul este puțin mai luminos, la cameră senzorul de adâncime ajută la portrete și stabilizarea la video, plus că avem MUFE jack și difuzoare stereo. Întrebarea mea ar fi, voi ce ați alege dintre Samsung Galaxy A52s și M52? Puteți scrie răspunsurile în comentarii și eu mă voi strădui să vă răspund tuturor. Vă mulțumesc pentru vizionare și noi ne vedem în videoclipul următor.